Skateparkul din spatele Bisericii Armenești nu va mai fi reparat de administrația publică locală. Acesta va fi mutat în ștrand, urmând să fie amenajat odată cu lucrările de modernizare ale ștrandului de la Roman, adică anul viitor. Parcul din spatele Bisericii Armenești este poate cel mai bun exemplu de un parc de joacă de la Roman care este distrus aproape în totalitate. În urmă cu doar un an, administrația locală a refăcut tot ce înseamnă parcul de skate de aici, dar se pare că din nou acesta a fost vandalizat. Decizia a fost luată și ca urmare a multiplelor plângeri pe care cetățenii care locuiesc în această zonă le-au adresat primăriei Roman. Romașcanii erau nemulțumiți de zgomotul creat de adolescenți seară de seară. Deși skateparkul a fost modernizat anul trecut, acesta arată ca după război. Reprezentanții primăriei spun că au folosit cel mai dur material, lemnos, tega. Însă și în aceste condiții, tinerii teribiliști tot l-au făcut bucăți.